Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendentul nord în pește, etalare pentru ianuarie 2022. Nu cred că am întârziat chiar atât de mult, am făcut eforturi totuși să depășesc problema aceasta de sănătate și să vin în fața voastră cât de cât la timp. O să vin în continuare și cu etalările pentru 2022 și multe alte lucruri. Interesante, sper. Ce-a vrut să se arate în mod special? Eremitul. Deși am văzut împărăteasa și valetul de spade. 6 de spade, o călătorie, dorința cuiva de a se detașa de niște probleme ca să vină să comunice și pe de altă parte o împărăteasă. Energia feminină foarte înaltă, dar trecută iar prin eremit și prin alte situații neguroase, să zic, prin încercări, printr-o călătorie spirituală plină de încercări. Eremitul înseamnă tăcere, poate sunteți în tăcere față de cineva, dar înseamnă și analiza, dispoziția voastră, sper, de a analiza situațiile pe care ați trecut. Grele, nu zic ușoare, grele. Dar toate acestea vă duc către steaua voastră, către destinul vostru, pentru că eremitul merge către stea. Și este ghidat, într-adevăr, dar ca să poată să înțeleagă acest ghidaj, trebuie să conecteze la intuiția sa. La capătul setului de cărți, iar valetul de spade și faetonul. Hai să zice că sunteți voi doritor să vă schimbați energia, acum ce, în timp ce vă găsiți, ce vă analizați și vă găsiți adevărul, principiile și vă eliberați de o energie foarte toxică, de niște persoane karmice, dar extrem de karmice, și folosesc cuvântul ăsta tocmai ca să accentuez karma grea. Pentru că poate să fie karma ușoară sau mai puțin ușoară, chiar dacă e karma, da? Însă ați avut niște legături foarte toxice, aveți pe cineva foarte toxic sau aveți unii dintre voi, dragii mei, pare rău să aflu asta, aveți niște adicții față de cineva, poate să fie și codependență. Da. Dar ați ajuns la acest adevăr unii care încă analizați, care vă căutați principiile lumina și vreți să vă schimbați energia. Chiar dacă sunteți răniți, dezamăgiți, vreau să zic disappointed și de-aia s-a produs un cuvânt mai special. Dacă sunteți dezamăgiți, vreți să mergeți totuși înspre o nouă direcție și eventual să comunicați. Aceeași energie poate să, sau aceeași poveste poate să fie manifestată de o persoană în viața voastră care vrea să schimbe energia, vrea să se libereze de o energie toxică, a ajuns la o înțelepciune, la un adevăr, vrea să schimbe energia și din dezamăgirea pe care o simte față de persoana toxică, față de, eu știu, ei sau faptul că nu s-a manifestat ceva concret cu voi, își dorește să vină și să comunice. Sper că s-a înțeles. Ori comunicați voi cu cineva, ori investigați în legătură cu destinul vostru, dar hotărâți să mergeți înspre lumină. Ori altcineva dorește să comunice cu voi după o perioadă de tăcere. Eu v-am dat mai multe variante, eu zic că ambele pot fi, cel puțin două pot fi manifestate, dar și în plan personal și la nivel relațional. O să pun cartea la loc, o să mai amestec în fața voastră, ia. Adică nu în fața voastră, acum ne amestec, le pun așa. Da, poate cineva a fost foarte obsedat de bani, voi sau altă persoană. Știm că sunt și pești obsedat de bani, din păcate, dar nu e cazul celor care ascultă. În general, cei care ascultă sau altă dispoziție către altfel de lucru, n-ar spune musa spiritualitate. Interesant că din energia generală, din setul de cărți pentru energia generală, e a doua oară când văd și vrea să și sară în fața voastră, să se arate, ia uite, sunt aici, o nouă dragoste sau nouă vindecare. Pentru că dacă ați avut niște probleme, că am văzut că unii ați avut și știu și eu, adică știți și voi că și eu am avut niște problemuțe de sănătate, astfel de cupe confirmă vindecarea, da? Faptul că se vor vindeca niște răni, poate chiar acel 3 de spade, da? Niște răni suflete. Oh, ce frumos, regele de cupe și 3 de cupe. Într-un mod neașteptat, valetul de aer pe care, da, valetul de aer pe care l-am văzut mai devreme. Un personaj, ia uite, dragoste, îndrăgostiți, 9 de cupe, un personaj îndrăgostit, măi.
și vrea să înceapă ceva concret, o nouă relație. Asul de monede. Să materializeze ceva din dragostea asta și din emoțiile pe care le simte, da? Dragoste. Și nouă de cupe. Emoții copleșitoare. Speranță. Sentimentul că sunteți tot ce și-au dorit. Da? Acel personaj vrea să vină să comunice că își dorește să înceapă ceva cu voi. Dar probabil că se va întâmpla într-un mod neașteptat. Și trei de cupe, asta înseamnă întâlnirea cu un suflet pereche. Asul de cupe și regele de cupe iar confirmă. Băi, ce frumos ar fi! Vai, dragile mele cărți, țineți-vă de cuvânt. Țineți-vă de cuvânt că vrem cât mai repede dragoste, da? Oh, hai să vedem, amestec încă o dată. Așa, și asta e. Pești, soare, lună, Venus, ascendentul, nord în pești, amestec, ianuarie 2022. Nu stau în fața voastră să amestec pentru că am o poziție incomodă. Risc să răstorn tripodul și doi, dacă n-are cineva încredere, vă rog frumos să plecați, pentru că n-are rost să ascultați pe cineva care, eu știu, vă creează un mic, cel mai mic sentiment de neîncredere, de dubiu. Este în calea primirii mesajului vostru. Așa că, pe viitor și în orice etalare, nu doar la mine, dacă aveți cel mai mic sentiment de neîncredere că, tarot, ce-o fi făcând acolo în spate, ce pot să fac decât să amestec cărțile, că altă treabă n-am, nu? De-aia sunt aici să amestec cărțile și să le citesc. Cozonaj nu fac, nu stau să le aleg, că n-am niciun interes să le aleg. Niciun. Acum, energia generală pentru peștișori, dragii mei, soare, lună, Venus, ascendent, nord în peștișori, ianuarie 2022, ce frumos e afară. Și aș fi ieșit și eu afară, dar nu prea pot, fără ajutor, nu pot să ies afară. Încă. Ia uite, 8 de foc. 8 de foc, iar comunicare, iar călătorie. Se confirmă, interesant, după, transformarea este similar cu moartea, după o situație care, o relație care ar fi fost stabilită ca încheiată, ca să nu folosesc cuvântul acela foarte intens, da? Încheiată. După o situație atât de intens în care s-a zis gata, punct, nu mă mai interesează nimic. Posibil. Ia uite, 4 de foc, împărăteasa, upa, și justiția. Justiția și împărăteasa mă duce cu gândul către un personaj cu marcaj puternic în semnul balanței. Poate căsătorit cu 4 de foc, dar acest personaj, dar nu obligatoriu, dacă nu e căsătorit, posibil să fi fost, sau măcar ca și dorință, ca și vibrație, dorința, mă repet, da? Să fi fost o întâlnire sau niște întâlniri frumoase. Poate unii nici nu v-ați întâlnit și e doar dorința de a vă întâlni. Pentru unii, deși pentru acest lucru a trebuit să vină multe confirmări în timp, posibil să fie și flacără geamănă, deși, sincer, m-am cam plictisit de povestea asta cu flacără gemene, dar trebuie să o spun. Așa, deci, recapitulăm, da, justiția împărăteasa 4 de foc. Dacă și justiția reprezintă căsnicie și 10 de foc reprezintă căsnicie, epuizantă. Ia uite, asul de cupe iar. Și apare acest nou sentiment al vostru pentru cineva, al lor pentru voi și dorința de a renaște. Ia uite, și de a o lua de la zero. Confirmată de această transformare, da? Ați înțeles? Sper că ați înțeles. Da, 8 de foc. 8 de foc poate să fie și un personaj care vine înspre voi. Voi vreți să faceți o călătorie, să mergeți mai departe, să urcați. Să urcați, nu mai vreți să stați pe loc. Vom vedea ce se mai confirmă în timpul etalării, referitor la acest 8 de foc. Dar dacă cineva n-a vorbit cu voi, s-ar putea să-și dorească, am văzut valet de mai multe ori, da? Mesageri. S-ar putea să-și dorească să vă bombardeze cu mesaje. Bum, 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 bum. Unul după altul. Bine, acum știm că și peștișorii sunt vorbăreți. Dar vom trăi și vom vedea. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișori. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișori. Ianuarie 2022.
dragii mei, eu sper să citesc pentru oameni de bun simț, decenți. Dacă aveți niște povești de-astea dramatice, din tot sufletul aș prefera să nu citesc pentru asemenea personaje. Nu mai mi-aduceți aminte de personajele negative. Ia uite, o supărare, da? O ocazie pierdută. Un sentiment de... Cum se zice? În română, tot îmi vine în engleză. Ascult multe lucruri în engleză și filme. Rejection, rejection, rejection. Da? Sentimentul acela că ești refuzat. Central. Faetonul. Mai! În sufletul vostru faetonul, da. Dar faetonul reprezintă victorie, hotărâre de a merge înspre steaua voastră, înspre destinul vostru. Poate unii dintre voi, eu știu ce legătură are cu o mașină, oricineva vine cu o mașină spre voi, ori vreți să faceți niște manevre la mașina voastră, vă gândiți intens, să vă schimbați, să vă adaptați, să o spăl. Eu trebuie să o spăl pe mea. Da, bine, totuși nu o să stea acest gând pentru mașina toată luna, da? Sunt mai multe frânturi de mesaje. Opa, da, provocarea diavolului. Așa, la modul simplist, în sufletul vostru ar fi cineva cu planete în rac sau în săgetător și provocarea alt personaj cu planete în capricorn. Dar nu-mi place deloc să asociez capricornul cu diavolul și nici racul cu faetonul sau, eu știu, știți. Dar asta e. Ideea este, provocarea este să vă eliberați. Cum am văzut mai devreme, ori voi, ori altă persoană, ori vom vedea cum vin cărțile, dar întotdeauna gândiți că etalarea poate să fie și invers. Da? Ia să pun totuși. A, așa e mai bine, da? Dar, dragii mei, de energii toxice cam toți trebuie să ne eliberăm. Deci nu putem să spunem că doar ei și noi avem karme de care încă nu ne-am eliberat. Chiar dacă facem curățări și lucrări cu noi de ani de zile. Încă există în trecut. Pentru că trecutul este trecut și e de lungă durată. Poate să țină și de karme din vieți anterioare, îndepărtate. Interesant, valetul de monede. În trecutul îndepărtat, valetul de monede. Dorința de a manifesta o întâlnire, de a comunica ceva concret cu cineva, de a vă construi viața. Pot să fie toate trei. Pot să fie toate trei la un loc. Ia să fac așa. Vom vedea cine e acest valet de monede. Că o fi altă persoană care vrea să se întâlnească cu voi și vrea să comunice și să vă dorească ceva și n-a reușit. Că sunteți voi doritori să studiați ceva. Unii chiar vreți să studiați ceva și să explorați niște domenii pe care nu le cunoașteți, nu le-ați cunoscut. E un trecut îndepărtat, poate ați intrat la studii, la, da? Niște cursuri. În ultima vreme... 5 de spade, conflicte, argumente, discuții cu cineva. Vai, dar asta e pentru mine cartea invidioșilor și oamenilor care vă urăsc sau ne urăsc, da? Oameni ascunși, oameni care creează conflict. Prin simplu fapt că nu cuvântează, că nu spun tot, nici nu trebuie să minți ca să creezi conflict. Faptul că taci, că am văzut eremitul, că nu comunici întreaga poveste sau măcar ce e important, da? Se creează o confuzie. Jocuri mentale? Oh, ce frumos, Regina de Cupe, să fiți voi în vibrația voastră cea mai înaltă. Dragoste. Aș putea să zic dragoste necondiționată, dar... Iar este, ne aruncăm în expresii foarte la modă, dar care creează confuzii. În primul și în primul rând, dragoste față de voi, capacitatea de a ierta, Regina de Cupe iartă, dar asta nu înseamnă că trebuie să permită. Hrănește, alină, vindecă, înțelege. Asta face Regina de Cupe.
și atrage ca o sirenă în aceste, în preajma sa, prin aceste calități. Atrage și oameni mai răi și oameni mai buni. În prezent, 9 de cupe. Opa! Vreau și eu. N-am putut să beau șampanie. Dar, 9 de cupe. Ori voi sunteți într-o stare de euforie, 9 de cupe, de satisfacții, de dragoste față de voi, care această stare vă duce către regina de cupe, o creștere emoțională, ori un personaj simte multe emoții față de voi. Vom vedea. Vom vedea. Și la clarificări și la clarificări se cam schimbă povestea. Opa! Sfatul. Lumea. Începeți un nou capitol, dragii mei. Începeți un nou capitol. Lăsați trecutul, da? Lăsați adicțiile ale voastre sau ale altora. Eventual încercați să-i înțelegeți asta. Nu înseamnă că trebuie să le permiteți. Nu. Voi mergeți către steaua voastră. Da? Mergeți într-o nouă lume, într-o nouă direcție. În 5D ar fi frumos. Lumea aceea nouă care se pregătește pentru unii dintre noi. O nouă lume. Un nou capitol. Posibil cineva interesant cu faetonul să vină cineva de peste hotare de la distanță. Distanță destul de mare cu lumea. Pentru unii. Că tot am văzut 8 de băte. Opa, exterior 6 de... Iar călătorie, 6 de spade. 5 și 6. Poate să aibă legătură cu acești 5, deși poate să fie acest conflict, aceste argumente, discuții și într-un alt departament separat al vieții voastre, care nu are nicio treabă nici cu amorurile, nici cu, da, latura sufletească. Poate să fie cu totul altceva. Invidioși, da? Oameni toxici, care nu fac decât să creeze discuții, de care trebuie să vă îndepărtați și să... Sunteți sfătuiți, da? Să începeți un nou capitol față de ei. Da? Acum, 6 de spade poate să fie un personaj care a încercat să se îndepărteze de voi. Iar e o distanță. Nu o să ai mare, dar confirmă faptul că totuși sunt niște persoane, una sau mai multe, la distanță. Vom vedea ce cu acești 6 de spade. Dacă personajul respectiv se îndepărtează de voi sau s-a îndepărtat și își dorește să revină. Pentru că văd totuși un faeton. Și dacă acest faeton, dorința de a veni, reprezintă o anumită persoană, vă dați seama că nu toți vă gândiți la zodiacului, da? Sau săgetător. E un personaj pe care îl știți, asta vreau să zic. E un personaj pe care îl știți și față de care aveți ceva special. Măcar la modul subtil. Poate nu îi știți foarte bine, dar e un sentiment de înțelegere, de cunoaștere. A, 9 și cu 1, 10, interesant. Frumos. De ce vă este teamă? Ia uite, de dezamăgiri. Cui nu este teamă? Eventual de cineva care v-a dezamăgit? Poate, din acest format. Poate să aibă legătură cu partea amoroasă sau nu. Să fie oameni din familie, colegi, da? Sunt multe variante. Dar, în general, la modul general, ați obosit să fiți răniți. Și dacă lumea zice, vai, că peștii sunt așa și așa și așa, bine, evident că nu ar fi toți peștii ca mine, da? Nu toți caută să fie varianta lor cea mai bună. Sunt și pești care poate nu caută acest lucru. Nu zicem, da? Există și asemenea specimene în orice zodie. Dar asta nu înseamnă că dacă ei se manifestă într-un anumit mod, își doresc mult să ai dezamăgire. Nimeni nu-și dorește, da? Nimeni nu-și dorește să sufere. Deci, într-un fel, e o poziție oarecum logică acolo. Dar ce vă doriți? Comunicare cu cineva. Vă doriți și voi această comunicare, clar. Și eu confirm asta. Vă doriți să comunicați cu cineva. Poate. Personajul care e la distanță, 6 de spade, și poate că aveți sentimentul, mai adaug la acest 5 de spade, plecarea acestui personaj sau aparenta detașare mentală, că zic aparentă că s-ar putea să nu fie chiar, să doar vi se pare că a plecat și că nu se gândește la voi, dar să se gândească. Și atunci, aparenta detașare mentală a unui personaj, să vă dea senzația că cineva se joacă cu mintea voastră și
practică niște jocuri mentale nu tocmai frumoase, atractive. Zic așa, nu tocmai frumoase, pentru că jocurile mentale pot să fie frumoase. Eu cu planete în gemeni și alte planete în semnul de apă, știu că poți să te joci cu cuvintele, să provoci, dar să-ți provoci inteligența tocmai ca să crești. Deci jocurile mentale sunt bune, dar în acest context nu. Ce reușiți să faceți? Opa! În primul rând să vă controlați și controlându-vă să creșteți, să vă controlați ego-ul. Ego-ul care reprezintă și frică, și orgoliu, și impulsuri fizice, eventual, și mai frumos ar fi, să ajungeți la o forță prin această dragoste de sine și creștere către Regina de Cupe și determinare să vă descoperiți destinul, să vă transformați într-un personaj care reușește să-i controleze pe cei care i-au rănit cândva. Este nemaipomenit dacă reușiți unii dintre voi. Se poate. Dar hai să mai vedem ce alte cărți mai vin. Și să intrați pe varianta voastră superioară. Mai, dar nu cu telecomanda. Nu. Stai, am eu aici. Special. Da? Să intrați pe varianta voastră superioară. Energia feminină. Trebuie să fiți în energie feminină divină. Transformare. Plină de compasiune. Să înțelegeți și pe ceilalți care sunt toxici. Pentru că și voi ați avut adicțiile voastre, problemele voastre, fricile voastre, durerile voastre, și aici este capacitatea peștilor, da? A multora, chiar dacă nu arată, chiar dacă ziceți voi că sunt nu știu cum, nu știți în interiorul lor cum sunt. E ușor să judecăm din... Asta e frumos la Regina de Cupe, că nu judecă după aparențe. Și aici trebuie să ajungeți. Nu judecăm după aparențe. Dacă cineva bea, fumează sau se duce în stânga, în dreapta, nu înseamnă că e și fericit sau fericită. Da? Aici. Înțelegerea, transformarea, puterea. Puterea de a înțelege. Și eventual de a-i controla, dacă sunt prea impetuoși, de a vă controla, de a... și de a alina, măi. Și mai ales de a oferi o mângâiere. Când cineva urlă, da? Și suferă și se manifestă într-un mod așa mai extrem negativ, să aveți puterea să vă păstrați calmul și asta o faceți doar prin dragoste și stimă față de voi. Că niciun cuvânt urât, nicio ieșire nu vă mai dărâmă, pentru că voi știți că sunteți aici, mergeți către steaua voastră și în drumul către stea trebuie să ajungeți la Regina de Cupe. Unii poate sunteți, dar ceva v-a mai întors din drum, că așa se întâmplă, ne mai întoarce din drum. Mai suntem testați. Puterea. Opa, magicianu, aveți puterea să manifestați, să comunicați în așa fel încât vă puteți transforma pe voi și pe alții. Opa, așa! Și regele de bâte, măi, dar vine cineva. Da, ce... Măi, dar ce bărbat fatal. Macho man. Ah, ce bine că astăzi pot să râd, că mai acum câteva zile nu puteam nici să sughiți. Ah, măi, dar ce bărbat. Da? Arată bine. Da. Posibil. Veți putea în primul și în primul rând manifesta și o latură masculină plină de forță, că de-aia apare și femeia și energia, ia uite, masculină, leul. Leul e și aici, și aici. Și aici, și aici. Dar puteți să fiți aici, este puterea să vă echilibrați. Și în momentul în care echilibrați cele două forțe, masculin și feminin, empatie și forță și autoritate, puteți manifesta aproape orice. Bine, voi nu mă cunoașteți pe mine, dar eu pot să fiu și în această energie. Am învățat
Slavă Domnului că am învățat să fiu și în această energie dacă este nevoie. Acum, evident, dragii mei, eu acum am vorbit despre evoluția voastră și ce ați putea dacă vreți. Dar este foarte posibil un bărbat. Pui, ai. Un bărbat foarte, da, cuceritor. Înfocat. Că tot am văzut, tot, da, uite, 8 de foc, dar înfocat. Da, să vină să manifeste ceva cu voi. Op, justiția. Să echilibreze o situație. Poate să aveți un contract, op, așa, care aduce bani. Nu mă gândesc la căsnicie, la căsătorie, nu mă gândesc acolo. Dar cu balanța, cu justiția acolo, poate să aveți, da, să comunicați cu cineva pe subiecte care țin. Dar am zis, trebuie să ajungeți la această putere, da? Să fiți în autoritate. Să știți, dacă m-ați fi știut acum vreo nu știu câți ani, cum eram în copilărie, în adolescență, v-ați mirat de cum mă știți acum și nici acum nu mă știți în totalitate. Evident, nu știți decât o latură. Dar vă zic, unii pești pot să ajungă la această energie. Mai ales dacă sunteți după 40, în jur de 40, 40 și ceva de ani. Energia progresivă, soarele progresiv, și acum vă fac o mică lecție de astrologie, se mută înspre berbec. Înspre berbec, înspre taur, cu cât înaintați în vârstă, da? Și soarele progresivă se manifestă mult mai autoritar. Acum, repet, puteți să aveți, să comunicați cu cineva și să negociați un contract interesant care să vă aducă banii. Sau să se echilibreze lucrurile. Poate cineva va face un dar. Mișto. Să vă facă un dar. Să comunicați cu un personaj puternic și această comunicare să fie mulțumitoare pentru ei și pentru voi. Da? Și pentru voi că vine darul, da? Băi, e foarte fain. Vai, și 6 de cupe. Cine m-a pus să treacă cu coada ochiului? Da. Colaborare. Poate să fie un fost care vă ajută. Un fost, o fostă. Sau o persoană pe care o cunoaște. Să aveți sentimentul că ați mai cunoscut-o. Fiind totuși un as, să fie un început. Tocmai dacă încheiați acest capitol, aveți șansa să începeți ceva îndreptate. Îndreptate. Nu zic musai că e balanță, nu vă mai gândiți, doamnelor, că știu că sunteți câteva sau ați fost îndrăgostite de o balanță. Dar, ideea este că puteți manifesta această autoritate, încredere și echilibru. Ceea ce spuneți, în echilibru, echilibru se vede aici, da? Masculin și feminin, se temperează, se susțin unul pe celălalt și comunicarea în autoritate. Puteți manifesta, repet, o nouă relație, dacă vreți, un nou contract, ceva nou, ceva valoros, care să vă bucure. Și 6 de cupe, într-un fel sau altul, poate să fie o autoritate, vreau să zic altceva, dar probabil că are legătură cu persoana autoritară. Să fie o colaborare frumoasă. În cazul în care nu este o întâlnire, vă întâlniți la, eu știu, cu cineva să colaborați, eu știu ce, și aveți un sentiment de déjà vu. Așa, ce mai vreau să zic? Colaborare pe subiecte care țin de entertainment cu magicianul și regele de băte. Acest personaj, probabil că pentru unii, poate să lucreze undeva într-un domeniu care ține de creativitate, de magie, dar știți, magie pe scenă. Pe scenă sau în spații publice care găzduiesc o formă de artă, toate gesturile devin o magie. În fine, cineva care lucrează într-un domeniu care ține de creativitate, poate să fie și marketing, în fine. La capătul setului de cărți, măi, dar chiar vine cineva așa se debută, ar putea să fie chiar acest personaj. O să clarificăm. Interesant, apar îndrăgostiții, dar apare și decizie importantă. Un personaj care vine să exprime o parte din emoțiile pe care le simte, vine eventual, poate să-și ceară scuze că nu a exprimat până acum. Ce simt?
după o tăcere, că am văzut eremitul, după o tăcere, intensitate, ia uite, după sacrificii, după separări. Dar separările au fost necesare în primul rând de, sau nu știu dacă am exprimat corect, a trebuit mai întâi să vă separați voi sau ei de niște construcții tradiționale, 6 de monede și 10 de monede, da? Construcții, job, dorința de a avea bani, moșteniri, chestiuni de genul acesta, familie, arborele genealogic, da? Și totuși, atenția pentru voi a rămas vie, atracția a rămas vie, chiar dacă nu s-a comunicat. Însă, în această tăcere, cineva a ales îndrăgostiții. Alegere importantă în dragoste și a ales să vină să comunice cu voi. Sau să întâlnească cu voi, să vă ofere ceva, tocmai pentru că voi sunteți într-o energie pozitivă. Dacă vă păstrați într-o energie pozitivă, vorbesc despre oameni, repet, de bun simț, nu vorbesc despre oameni toxici, că nici nu mă interesează să manifest așa ceva. Punct. Dacă aveți experiențe toxice, zău, am obosit să le ascult. Aș vrea să aud și să citesc și altfel de povești frumoase. Sau să vedeți și partea frumoasă a lucrurilor. Cei care aveți experiențe ori cu pești sau sunteți pești, da? Și partea frumoasă. Aș vrea să vedeți și partea frumoasă a lucrurilor. Că aici este echilibru și puterea. Să înțelegeți. Interesant. Hai să și clarificăm, dragii mei. Să clarificăm cu ce să încep, cu faletul de monede, că sunt curioasă, vai, 31 de minute, o dată, de două ori, de trei ori, îndepărtare, faletul de monede, ia uite, vis. Bă, poate e cineva pentru unii dintre voi mai tânăr, tânără, care visează să se întâlnească cu voi, visul și faletul de monede. 6 de cupe, măi, pe care l-am văzut mai devreme. Poate că este cineva mai tânăr. Acum, diferența de vârstă nu mai contează. Chiar dacă ar putea să fie mai mare, uneori chiar nu contează când e vorba de dragoste adevărată, de recunoaștere. Recunoașterea a două suflete. Da, uite, magicianul și 6 de cupe. Aveți destule zodii. Aveți capricorn, aveți rac, aveți gemeni, aveți leu, aveți fecioară, un picuț de fecioară, am văzut și eremitul, da? Aveți pește, rac, scorpion. Avem și, am văzut și justiți, toate zodiile, pentru toată lumea. De-aia nu-mi place să mă fixez, să fixez o carte pentru anumită zodie. Așadar, undeva în trecutul îndepărtat, cineva a visat, ori voi ați visat să vă întâlniți cu cineva, valetul de monede și visul, poate chiar ați avut un vis? Sau cineva a avut un vis cu voi? Interesant. Și în momentul în care v-ați întâlnit, wow, ce frumos vine mesajul, în momentul în care v-ați întâlnit, a fost această recunoaștere de deja vu, de recunoaștere, da? Acest deja vu, da? Că v-ați mai întâlnit undeva, cândva. Și dorința de a manifesta în momentul în care s-a întâmplat întâlnirea, dorința de a manifesta un concept, de a crea ceva, de fapt, nu doar de a manifesta. De a crea ceva. E undeva în depărtare. Însă aș vrea să vedem de ce apare acest 5 de spade în ultima vreme, adică în ultimele luni sau ultimul an, o dată, de două ori, de trei ori, clarificăm 5 de spade pentru peșteșori. 10 de bâte. 10 de bâte înseamnă, pentru mine, un consum energetic foarte mare datorită unor responsabilități, ale voastre, ale lor. Responsabilități care vin cu conflicte. Pentru mine poate să fie o căsnicie în care cineva are foarte multe de făcut și acolo în căsnicia sunt și discuții, nu doar responsabilități, nu doar lucruri. Aveți oameni, da, care vorbesc urât, care vă șantajează, care voi sau ei, da, care vă șantajează dacă nu sunteți voi. Poate să fie și la job, pentru că 10 este casa 10-a carierei și avem și diavolul, da? Poate să fie în carieră, invidioși. Și tot timpul trebuie să fiți voi sau cealaltă persoană, să fiți
prezenți să, și aici e consumul, da? Să-i dibuiți care sunt, să oferiți sau să evitați conflictele sau să faceți față conflictelor. Interesant, da? Și asta v-a adus un sentiment de supărare mare și, după supărarea mare, dorința de a o lua de la capăt faetonul, de a merge într-o nouă direcție. Poate ați avut în acest mediu, job sau casă, voi sau ei, un personaj foarte dur, da? Care a vrut, narcisist chiar, care a vrut să se impună, a vrut să creeze regulile sale. Poate să fie în această poveste și în viața voastră și în viața lor, pentru că adesea întâlnim, bine, narcisiștii nu o să întâlnească narcisiști, o să întâlnească în general victime disponibile să, da, să primească toate aceste atacuri verbale fără să comenteze. Dar, în general, orice om normal trece și prin asemenea situații. Dacă simțiți că nu vă reprezintă, să știți că face parte din povestea vieții lor. Și o să o aflați. Clarificăm, dar 10 este și încheiere de ciclu. Și dacă ei au avut, sau voi, cine a avut, s-a manifestat și încheierea de ciclu, pentru că apare acest faeton, l-a văzut de două ori și lumea, dorința de a începe, nu doar dorința și sfatul, de a începe ceva nou, un nou capitol. Clarificăm faetonul central, o dată, de două ori, de trei ori. Trei de bâte, înseamnă că așteptați, poate așteptați să vină cineva de la drum. Sau sperați că va veni cineva de la drum. Poate chiar și intuiți că e în sufletul vostru și peștișorii au această capacități să simtă. Simțiți că după o așteptare sau sperând, continuând să sperați, va veni totuși acel personaj predestinat vouă. Va veni. Dar trebuie să sperați în continuare. Eventual să așteptați, dar nu la modul static, ci pregătiți. Pregătiți să se creeze la un moment dat o relație stabilă, adică 3 se pregătește pentru 4. Nu stați cu mâinile în sân și așteptați să pice sau să vină, da? 3 de bâte înseamnă și asta așteptare și călătorie. Iar e o distanță. La capătul... Opa! Ce frumos la capătul setului de cărți. Da, cine... Așteptați ca cineva să aleagă 7 de cupe între confuzii, confuziile lor din capul lor și 6 de monede și reciprocitate ca să se manifeste această fericire. Mai dăm o carte pentru central odată. De două ori, de trei ori. Opa, așa, măi, dați vorba. E frumos? Nu înseamnă că e frumos? Regele de foc, uite că vine, dacă i-ați așteptat, or să vină. Măi, dați ce frumos e. Da. E drăguț și 10 de cupe. Măi, în sufletul vostru sperați. Și dacă sperați, continuați să sperați, că se vede și în prezent sperați, continuați să sperați, aveți grijă cu băutura să nu beți că unii pești mai au. Eu, slavă Domnului, n-am această adicție pentru băutură, nici pentru țigări. Da. Decât pentru prăjiturele, din păcate, asta e. Asta e adicția mea pentru prăjiturele. Am mâncat acum cât nu m-am simțit bine la bombonici. O grămadă. Și nu-i bine. Dar... Apropo, dacă știți ce să luați ca să scadă indicele glicemic, scorțișoara scade indicele glicemic și ceaiul de salvie și salvia într-o formă sau alta. Bine, și magneziu ajută la reducerea acestui indice glicemic. Probabil că ori mai fi și altele, eu pe acestea le știu. Hai să clarificăm diavolul. Ar putea să fie chiar obsesia voastră a unora dintre voi.
O dorință arzătoare? Oh, de, da, e o atracție mare, mare, fizică. Dar aici, concentrați-vă pe destinul vostru, pe idealuri înalte, pe așteptări înalte. Așteptări, da? Și nu pe adicții. Măi, eu de câte ori am amestecat. Apare totuși un turn într-un mod neașteptat. Ceva, un eveniment. Eveniment neașteptat, dar mai amestec o dată, că nu mai știu de câte ori amestecat o dată. Duri. Niște trei ori. Sece de cupe! Wow! Asta înseamnă emoții intoxicante. 10 de cupe, împăratul. E acel personaj, să sperăm că nu e acel personaj. E un personaj care, da, după, iată, după transformare, vrea să vă cucerească. După ce s-a încheiat povestea, așa sunt unii mai. Și cred că e o chestie la un anumit specimen de oameni, nu neapărat bărbați, energie masculină, că sunt și femei. Când le zici, gata, s-a încheiat, așa zici tu, lasă că te cuceresc eu. Ceva de genul ăsta. Poate cu acel turn pe care tocmai l-am văzut mai devreme să fie trezirea cuiva. După o încheiere, după o tăcere. Da? Să fie trezirea lor, a voastră, a cui vreți voi. Dar aici este provocarea. Emoțiile astea intoxicante. O să vedem ce legătură are și cu lumea aceasta. Pentru că aici este un sfat important. Măi. 9 de cupe în prezent odată. Și viitor apropiat 2 ori. 3 ori peștișori. 4 de monede. Cineva ține la voi? Probabil. Cineva ține foarte mult la voi. Sau voi țineți la acest personaj care vă creează emoții puternice. Dar mai sunt și multe alte variante, ce mai știu, ce mai simt. Simt că trebuie să stați în... să vă păstrați echilibru, stabilitatea, dar să vă iubiți, nu, să nu fie o stabilitate rigidă. Monedele și cu apa creează acel lut special care poate fi modelat. Regina de pământ. Poate pentru unii să țineți la un personaj cu planete în semnul Capricornului, regina Capricorn, că de obicei, chiar dacă e bărbat, sau Taur sau Fecioară, că tot am văzut Eremitul, pentru unii. Dar ideea este, vă păstrați pasiunea, dar să vă cunoașteți și valoarea. De-aia 4 de monede pentru mine înseamnă, printre multe altele, și un personaj care ține la rădăcinile sale, așa am primit channeling, care ține la rădăcinile sale. Hai să mai vedem, totuși, să înțelegem mai bine. Mai dăm o carte pentru prezent, 4 de monede și 9 de cupe odată, de două ori. Uf! Strămută asta, văd. Dar am văzut îndrăgostiții. Marea preoteasă. Asta e. Dacă și voi simțiți aceleași emoții intense față de un anumit personaj, probabil că le țineți oarecum în secret. Sau poate că ei, acei oameni pe care să-i întâlniți, că o să întâlniți pe cineva, da? Ia uitați ce poveste. Ei au ținut în secret că țin la voi și că au emoții. Față de voi, Marea Preoteasă, Peștrac, Scorpion. Și nu obligatoriu, poate să fie și altă zodie Marea Preoteasă, dar în general e un personaj foarte conectat. Da, are o anumită putere. Da? Interioară. Opa, așa, îndrăgostiții!
Mai să fie îndrăgostiții, ia uitați-i. Da, posibil să fie cineva îndrăgostit. Da. Și care în alegerile sale, în alegerile sale începe să renunțe la bani, la moșteniri, la joburi importante, la familie pentru dragoste. Puteți să fiți chiar voi, unii dintre voi. Vedeți cum se potrivește? Clarificăm lumea ca și sfat, că e foarte important sfatul odată. De două ori, de trei ori. Nouă de cupe, extraordinar, nouă de cupe, asta e. Începeți un nou capitol în care vă iubiți. În care vă iubiți, în care sperați, manifestați acea steluță, da? Că faitul nu merge către stea, manifestați steluța. Încredere, încredere în realizările voastre, în valoarea voastră, în emoțiile voastre, iubiți-vă, că aveți multe motive. Nouă de cupe, nouă de cupe. Poate că cineva de la drum încă speră, încă simte față de voi. Interesant, steaua. Că tot am vorbit de stea. Și șapte de cupe și puterea. Iar puterea. După această perioadă de tăcere, hai să zicem, din punct de vedere personal, după această perioadă de probleme prin care ați trecut, începeți un nou capitol, repet, prin care vă iubiți, vă stimați, sunteți puternici, vă luptați cu latura negativă a voastră, o înțelegeți, dar aveți compasiune și față de latura voastră negativă și față de altora. Și din opțiunile pe care le aveți, alegeți credința. Și la un moment dat vi se va revela prin această mare preoteasă, prin conexiunea la intuiție, vi se va revela și destinul, dacă aveți răbdare. Acum, altă variantă. La distanță cineva încă speră și vă simte, sau voi simțiți față de cineva care este peste hotare, dar totuși trebuie să începeți un nou capitol. Am mai spus, mai repet cum îl începeți. Ideea este că acest personaj, probabil, pentru unii să fie un personaj public, că tot am vorbit de artă, entertainment, pentru unii, nu pentru toată lumea, sau care vorbește în public, sau care are programe, management, eu știu de care. Nu mă bag, că nu mă pricep. Dar, da? Personaj cu autoritate. Care iese în evidență. Dintre toate opțiunile voastre, acest personaj este și parte din destinul vostru, dar este și o figură publică care are putere. Are putere și care visează probabil la voi. Frumos! Ce drăguț! Ce drăguț ar fi! Un actor de cinema? De la Hollywood? Sau Bollywood? Bollywood? Dar nu contează. Un actor. Doar să nu fie grăbit. Hai să vedem. Mai dăm o carte pe acest sfat odată. De două ori. Opsa! Apare invocare. Dar de trei ori. Interesant. Încă n-am schimbat. E regele de monede aici. Că n-am schimbat cartea. Iar șase de cupe, iar faeton, aici este în primul rând despre voi, da? Mergeți înspre destinul vostru care vă va aduce un personaj cu care ați mai fost în alte vieți. Acum, invocați, poate nu invocați suficient de puternic stabilitatea voastră, trebuie să vă stabilizați. Poate nu invocați suficient de puternic, de a veni în această poziție. Trebuie să o așezați normal. Sfatul este, în această nouă lume, să vă iubiți și să atrageți oameni care vă protejează, stabilitatea voastră, regele de monede, autoritatea voastră, inclusiv financiară, dar nu doar, și energetică, și
spirituală și emoțională. Acum, ce simt, poate nu o să vă facă plăcere, dar pentru că a venit această invocare invers, adică nu invers, în fine, nu în poziție normală și regele de monede, poate ar fi bine să renunțați, că e la poziția sfatului, să nu mai căutați să atrageți acest personaj, posibil un personaj căsătorit sau un personaj fixat pe bani sau un personaj prea încăpățânat și prea ancorat în material, pentru că aveți alt destin. Alt capitol se deschide, da? Sau cel puțin o perioadă. Cel puțin o perioadă. Alegeți, dragii mei, că apar îndrăgostiți ea și îndrăgostiți înseamnă mult mai mult decât atracție. Da? Și decât dragoste. Că e mai mult decât atracție, într-adevăr, în viața voastră, în preajma voastră. Poate nu i-ați întâlnit încă. E un personaj care simte față de voi foarte intens și veți simți și voi. Și repet, nu e doar atracție, e atracție foarte mare, dar nu e doar atât, este mult mai mult. În fine. Și acela va veni să se împace sau să manifeste ceva. Acum, trecând peste acest aspect și voi trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Între personajul care e căsătorit sau e obsedat de bani sau de job, da, sau de tradiții care vă ține pe loc, spânzuratul flowing, da? Și să alegeți destinul vostru. Destinul vostru care vă va duce către un alt suflet pereche sau sufletul pereche pe care îl consideră destinul pentru voi. 6 de spade. O dată. Pe 2. Sau măcar nu mai invocați, lăsați destinul să-și facă lucrarea. Pentru că tulburați apele aici. Lăsați lucrurile în ritmul lor. Nouă de spade. Interesant. Exterior. Nouă de spade. Cineva se stresează la drum. Își face mari griji. Dacă s-a îndepărtat de voi, își face și mai multe griji. Interesant. A încercat să se îndepărteze de voi, 6 de spade, și a mers către 9 de spade. Și a adăugat griji. Interesant. Și voi sunteți dezamăgiți, voi apele, sunteți dezamăgiți. Poate să fie și invers. Să simt în continuare, chiar dacă e această durere și stres. Dacă au niște obligații, de înțeles, au încercat, ca aici, au încercat să se detașeze din cauza obligațiilor, dar nu mai dăm o carte. Pentru exterior. Iete. Mai. Pe două. Un pic că prea multe cărți și nu. Iar am văzut tăcere, iar am văzut, interesant, că reapare cele două picat primele, steaua și 8 de bâte. Da, repet, apare aceeași stea pe care am văzut-o mai devreme. Același personaj public, da? Pentru unii. Sau personaj la mare distanță. Care vrea 8 de bâte, se regăsește aici, da? Aici e light motivul lunii ianuarie. Vrea să comunice cu voi, vrea să vină spre voi. Este foarte stresat de faptul că nu se poate detașa eventual. Și 6 de spade confirmă nevoia de călătorie. Și călătorie e destul de lungă, cu steaua și cu lumea. Și cu faeton. Acest personaj, probabil că și el... În aceste nopți pierdute pe care, sau acele nopți pierdute în care stă și se gândește, înțelege că sunteți parte din destinul unuia și altuia. Interesant. Interesant. Au venit multe cărți. Multe cărți. Clarificăm. 3 de spade numai. Clarificăm valetul de spade. O dată. De două ori. De trei ori. 8 de spade, măi.
Și voi vreți să comunicați, poate că știți despre acest personaj sau despre cine. Și voi sunteți oarecum sedați, blocați de această nevoie de a comunica, de a clarifica. Ar putea să aibă legătură cu 8, 5, 6, 7, probabil s-a manifestat altă dată, 9 și 8. Ar putea să aibă legătură cu acest personaj. Dar i-aș spune altfel. Hai să mai dăm o carte. Ieșiți din această obsesie. Da, sunt niște blocaje în acest moment. 9 de bâte. Sunt niște blocaje. Trebuie să aveți un pic de răbdare în calea victoriei. Mai dăm o carte. De acest valet de spade și 8 de spade odată. De 2 ori. De 3 ori. Poate să fie cineva cu marcaj în semn, opa, în semn de aer, vreau să zic, că a apărut îndrăgostiții. Sunteți și voi îndrăgostiți de ei. Bine, unii limitează îndrăgostiți la zodia Geminilor, deși nu ar fi frumos, pentru că oricine poate să fie îndrăgostit, da? Dar interesant este că aici, iau, tot la distanță, lumea asta. Dar emoțiile în această poziție nu sunt tocmai sănătoase, de-aia apare 8 de spade, obsesie. Și nu-i bine de obsesie. Obsesia trebuie să fie în sens frumos, pozitiv. Nu. Da. Hai că stau mâini și trece timpul, da? Asta e. Îndrăgostiții. Repet, nu e obligatoriu să fie îndrăgostiți. Adică să fie gemeni, scuzați-mă. Sunt niște oameni. Poate ați întâlnit, poate nu ați întâlnit unii dintre voi. Era la început de acest capitol, ar putea să fie în momentul în care încheiați capitolul, care sunteți sfătuiți să-l încheiați, emoțiile să înceapă să apară, da? Sunt în poziția aceasta și să urmeze să se așeze și ele în forma lor. Începe să iubiți, poate pe altcineva. Pentru că apare totuși un 1 care va manifesta dreptate, echilibru divin și asul de monede. Să nu uităm de acest lucru. Deci se va manifesta ceva nou. Poate pentru unii să fie, da, vă doriți o dragoste. Vă doriți obsedant o dragoste. Și un personaj cu care să comunicați. De. Clarificăm regina de cupe în viitor. Îndepărtat. Împăratul, op, așa. Împăratul și regina de cupe. Da. Împăratul începe să simtă. Mai dăm o carte. De două ori. De trei ori. Oh, începe să creați ceva. Mare grijă să dacă aveți vreo întâlnire așa fizică cu cineva, să nu rămâneți graviduțe, doamnelor, care mai puteți să fiți domnișoarilor. Asul de spade. În viitor, începeți să creați ceva, că tot am vorbit de creație chiar de la începutul. Deci se confirmă până la urmă creația, da? Prin asul de monede pe care l-ați văzut, dați în urmă, da? Se creează ceva. Asul de monede e chiar aici, da? Ia uitați, aici este. Și chakra a doua, poate va fi și ceva sexy, poate, dar important este că veți crea ceva care vă va aduce echilibru. Dacă reușiți să îi înțelegeți, sunt niște oameni puternici în preajma voastră, îi veți întâlni dacă nu știți. Și veți manifesta această energie foarte, foarte faină.
Dar trebuie să vă transformați, da? Trebuie să vă transformați, să fiți aici în echilibru. Aveți niște puteri speciale, măi. Dacă știți să le accesați. Și asul de spade arată că se va manifesta ceva în dreptate. În dreptate. Dacă voi să vreți să vă gândiți la cineva cu marcaj în semn de aer, treaba voastră, dar nu toată lumea are marcaj, are persoane în semne de aer. Unii au în semne de pământ, alții în semne de foc. De-aia nu-mi place, repet, să mă fixez pe așa ceva. Dar se va crea ceva în viitor. Veți crea, în primul rând, dragile mele, opa, așa, mersi frumos de inspirație. Veți crea stabilitatea voastră. Poate chiar acest contract, această colaborare vă va aduce stabilitate. Da, împăratul puteți să fiți chiar voi, reginele de cupe, da? Prin compasiune, dar să fiți împărat, împărătese, dar nu, e varianta masculină, de-aia apare împăratul. Să vă creați o lume pe regulile voastre, să vă creați, da, concepeți o nouă lume, noi reguli de existență în viața voastră, în stabilitatea voastră, da? Și nu mai permiteți nimănui să vă joace. Repet, intrați în autoritate, manifestați autoritate masculină și femininul despre care am vorbit mai devreme. Oare cum se reflectă, da, puterea masculină-femininul, da, împăratul și regina de cupe și manifestarea, concepția acelui as de monede. Hai să vedem totuși, apare aici asul de spade, în dreptate. Dreptate fiind justiția pe care am văzut-o mai devreme, da? Foarte interesant. Bine, aceste lucruri vor fi mai înspre lunile următoare. Dar e bine să știm în ce direcție mergem, apropo, direcție. În sufletul vostru, în ce direcție mergeți? Doamne ajută! Clarificăm puterea. În dată, de două ori. Vai, o oră și ceva. De trei ori. Lumea. Măi, tot are legătură cu acest nou capitol. Nu capitol în care probabil unele dintre voi veți întâlni un personaj foarte puternic care vă vede valoroase și vrea să manifeste ceva de lungă durată. Posibil, da? Să fie un cuplu puternic. Un cuplu puternic, pentru că aici e un cuplu. Dar trecând peste acest potențial, o nouă lume în care voi vă transformați total, radical. Radical. Extraordinar magicianul. Măi, vedeți magicianul, magicianul? Patru de bâte. Stabilitate. Bine, și flăcări, gemene, suflete perechi. Casă armonioasă, întâlniri armonioase, colaborări armonioase. Nu vorbim doar de asta, da? Și de colaborări și de întâlniri. Mai dăm pe magician o carte. Și gata, odată, de două ori, de trei ori. Pe regele de bâte vă lasă să-l descoperiți singure. Ia uite, pământul. Iar manifestare în realitate, asul de monede pe care l-am văzut mai devreme. Aveți puterea, ca și mine, dacă sunteți, dar nu toți sunt manifestori ca mine, dar se și poate învăța cum să manifesti. Ce înseamnă să manifesti? Să aduci în realitatea aceasta anumite dorințe. Dar în primul și în primul rând, repet, manifestați pământul și împăratul, da? Creați, manifestați, repet, până intre în cap unora, stabilitate. După regulile voastre, intrați în autoritate. O luați de la zero. De aici, încheiere de capitol. Renunțați să mai atrageți anumite persoane, că vor veni altele care vă vor oferi și mai mult. Mai mult. Hai, mă, am așa o privire la regele de bâte. Hai un pic. Odată, dacă tot am întârziat de două ori. Măi, de trei ori. Conflicte. Ia să vedem. Șapte de bâte. Cineva care renunță la atitudinea defensivă. Ce mai venise? Care are multă pasiune. Multă pasiune. Care s-a simțit abandonat. Și exact cinci de spade ce aici. Cinci de spade. Conflictele acestea ar putea să fie mentale ale cuiva. Și focul să reprezinte, de fapt, consumul lor, dacă e un personaj. Ok, și ce face? A, vine și oferă echilibru. Ok, foarte bine. A, interesant, ia uite, s-a oprit la asul de spade. Va comunica cu magicianul. Va comunica
în așa fel încât să creeze stabilitate. Așa, iată asul de spade și asul de băte. Da? Frumos, frumos. Dar are niște conflicte pe care va trebui să le rezolve. Și le va rezolva în momentul... 5 cu 5, 10, vedeți? Le va rezolva în momentul în care lasă atitudinea defensivă și intră și el în autoritate. Poate un personaj care a fost defensiv, repet, v-am spus, stați în urmă, repetați, evident. Ascultați mai bine, reascultați dacă vreți. Acest personaj lasă un pic din gardă, ca să poată fi văzut. Da. Cam atât. Sper că... Nu, hai măcar un sfat, stați un pic. Sfat pentru peștișor, vă rog un frumos sfat pentru peștișor, că tot am vorbit mult. Sfat pentru peștișor. Soare, lună, Venus, ascendent, lună, dăm peștișor. Acum este foarte posibil că dacă lăsați pe niște oameni în spate ca să vă recreați voi stabilitatea, aceea să dorească să vă domine în continuare, dar nu cred că vor mai putea. Pentru că văd aici cineva care s-a portat nu tocmai frumos. Dacă aceștia vor să revină, nu vor mai putea. Li s-a șubrezit... scutul protector, să zic. Aha, gândiți-vă, reflectați la prioritățile voastre. Interesant. Reflectați la prioritățile... Care e prioritatea voastră? Aici, voi, care e prioritatea voastră? Stabilitatea se va manifesta și mai și. Împăratul 4 și 4, da? Dragoste față de voi, nu doar față de voi, se va manifesta și față de alții prin compasiune, înțelegere. Și aici e transformarea minunată prin care unii veți trece. Frumos. Doamne ajută! Să înțeleagă cât mai mulți peștișori în această etalare. Și practicați gratitudinea, dar recunoștința, cum a zis mai devreme. Relaxați-vă un pic cu nouă de cupe. Relaxați-vă, iubiți-vă. Și mai ce? Și apoi luați o inspirație, luați. Acționați, inspirați. Acționați aici la regele de bâte. Acționați, inspirați. Frumos, frumos. Care sunt prioritățile, dragii mei? Că unii peștișori au tendința să uite prioritățile, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup și vă iubesc. Pa, pa!